Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor se află antrenorul Forestei Suceava, Dorin Goian. Mă bucur că ai acceptat invitația mea, Dorin. Mulțumesc și eu de invitație. Eu aș zice felicitări, că din punctul meu de vedere nu sunt un mare cunoscător al fenomenului fotbalistic, dar înțeleg ce înseamnă diviziile și calitatea valorică, să zicem, a echipelor care sunt în diverse divizii. Noi suntem în Liga 3-a, UTA Arad este totuși o echipă de Liga 1. Să ții un singur gol de la o echipă de Liga 2 e decent, e o părăsire a Cupei României cu capul sus, nu în genunchi. Dar tu nu ești de aceeași părere. Nu mă consolează foarte mult ideea asta. Înfrângerea este înfrângere. Orică e cu 1-0, orică cu 4-0, tot aia e. Dar, într-adevăr, jocul a fost unul ok din punctul meu de vedere. Jucătorii chiar au respectat indicațiile și tactica ce le-am spus-o înainte de joc. Păcat de acel gol primit. Nu cred că UTA a mai avut, știu, ocazii foarte mari în jocul de ieri. Defensiv am stat cât de cât bine. Cu puțin noroc puteam să și marcăm, pentru că am avut și noi două, trei situații de a marca, două, trei ocazii. Dar știți cum e, când joci cu o echipă de Liga 1 și cu un adversar mai bun decât tine, nu poți să ai multe ocazii. E foarte important să fii concentrat în fața porții și să marchezi din puținele ocazii care le ai. Dar una peste alta, a fost un joc bun. Îmi pare rău că n-am reușit să câștigăm, să mergem mai departe. Mi-aș fi dorit mult, în special pentru suporteri, pentru că au fost foarte, foarte mulți în tribună. Cum a fost atmosfera la meci? Foarte frumoasă. Un meci care, să zicem că o miză foarte mare, la modul rațional vorbind, nu puteam să sperăm că va avea, însă oamenii au profitat de o zi frumoasă, de revederea echipei pe teren propriu, de vizita unei echipe de Liga 1 și au creat o atmosferă în sfârșit pe areni. Da, într-adevăr, atmosfera frumoasă, multă lume. Am spus, din păcate, din punct de vedere sportiv, nu le oferim foarte multe variante oamenilor din Suceava să participe la astfel de spectacole, în afară de echipa de handbal. Nu știu, fotbal, nu știu, la volei câți vin, deși sala este destul de mică. Dar ideea este că oamenii, cetățenii orașului, vor să iasă la evenimente sportive, au nevoie de a vedea spectacole, de a vedea un meci de fotbal, de a vedea un meci de handbal și practic mai ies și ei din viața asta cotidiană, zi de zi, și încearcă să se relaxeze la un meci de fotbal. Dacă n-ar fi fost golul acesta în prima repriză, chiar foarte repede, în minutul 10, crezi că ar fi arătat altfel meciul pe parcurs? Aseară vorbeam cu stafful meu după meci și chiar spuneam că dacă reușeam să intrăm cu 0-0 la pauză sau cu 1-1 pentru că am avut, sau cu 1-1 pentru că am avut ocazie de a egala, acea ocazie a lui Cica cu capul din 3 și metri. Și bara lui Samson. Și bara lui Samson în a doua repriză, dar prima repriză, dacă reușeam să intrăm cu un egal la vestiare, cred eu că a doua repriză avea mai multe șanse să ieșim noi învingători, pentru că ei erau nevoiți să iasă la joc. Și cred eu puteam să-i prindem, știu, descoperiți în anumite momente și să profităm de aceste oportunități. Plus că era 0-0 la pauză sau 1-1, cu siguranță a doua repriză suporterii erau mai înfocați și erau mai vioi, strigând pentru echipa noastră, și cu siguranță jucătorii se simțeau mult mai ok, mai bine încurajați și stimulați, exact, de public, și puteau, nu? Să, da. Puteau să fie altă să confirme jocului. Altfel, da. Referitor la această bară a lui Samson și înțeleg alte decizii ale arbitrilor, spun colegii mei care au fost pe stadion la meciul Forestei cu UTA Arad, pe înregistrări v-ați uitat, o să vă uitați, analizați, credeți că a fost, nu știu, ostil arbitrajul? Nu,
Nu, n-a fost un arbitraj. Sau suntem noi doar așa, patrioți locali? Ei, și... poate. A fost vreo două situații în care, știu, putea să dea un hands, un foul, dar nu cred că putem acuza arbitrajul. Nu sunt genul care să... Adică, de obicei îmi dau seama când un arbitru greșește voit, ești cu intenție. Și arbitru și poți să-ți dai seama. Nu, dar am jucat foarte mult, mulți ani fotbal și îmi dau seama când sunt greșeli voite într-o singură direcție și când nu se judecă la fel două situații diferite pentru, pentru ambele echipe. Când se cântărește cu cântare diferite. Diferite, atunci îmi dau seama și atunci se vede clar intenția. Dar nu, în jocul de ieri nu putem. Au fost probabil greșeli care în dinamica jocului și arbitrul este om și dânsul poate să greșească, să nu vadă bine o anumită fază. Dar nu cred că noi am pierdut ieri din cauza arbitrului. Nu, niciun caz. Nu. Din cauza cui am pierdut ieri? Din cauza a noastră, în primul rând, pentru că trebuie să fim corect și să ne asumăm inclusiv înfrângerile. Puteam să fim mai atenți la primirea golului. Dar, spus, sunt greșeli pe care de obicei noi, stafful tehnic, le analizăm după un joc și încercăm să ne uităm în curtea noastră cât mai mult. Îi lăsăm pe alții, vrem doar să analizăm jocul nostru și să încercăm să corectăm greșelile făcute de noi. Pentru că asta ne interesează, cum să facem în așa fel încât să îmbunătățim jocul nostru. Apropo de Cica, cel care a avut o ocazie, a ieșit de pe teren ceva mai repede, a acuzat că e accidentat, se va recupera, a venit la antrenament. În cursul zilei de astăzi, acum după amiază, știu că doctorul echipei încearcă să-l programeze la un consult amănunțit. Are o durere în zona umărului și e suspect, așa să zic așa, de un umăr dislocat ceva aici în zona umărului. Îl doare destul de tare, nu poate să miște brațul, să-l ridice. Dar cu siguranță vom ști mai multe după, în urma rezultatului medical. Și s-ar putea să fie menajat sâmbătă. Are meci Foresta sâmbătă de data aceasta, nu, în campionat. Va lipsi din considerente medicale. Dar demenajat, eu nu prea menajez pe nimeni. Pe nimeni. Da, e renumit Dorin Goian pentru antrenamentele dure pe care le face cu sportivii. Nu știu de ce. Nu ai... sunt dure. Nu, sunt normale. Antrenamente, nu sunt antrenamente. Poate că sunt dure pentru Liga a treia, poate că sunt normale pentru echipele la care tu ai jucat de-a lungul anilor. Da. Am merg pe ideea că așa cum te antrenezi, așa joci. Pentru că nu te poți antrena la o intensitate scăzută în cursul săptămânii și să ai pretenția să joci la o intensitate mai mare sâmbătă la meci oficial. Merg pe niște principii pe care le-am trăit și mie mi s-au întărit ca jucător și vă spun eu, pentru a progresa trebuie să te antrenezi bine la intensitate mare, pentru că ca organismul să se obișnuiască cu această intensitate și sâmbăta, ușor-ușor îți vedea seama că o să fie din ce în ce mai ușor și vei suporta efortul mult mai... În campionat Foresta n-a luat bătaie până acum? Nu, așa este, avem un singur egal, dar nu ne culcăm pe ureche. Știm sâmbătă că joacă tot acasă. Acasă cu CSM Bacău, da. O vreme superbă iarăși și poate că se obișnuiesc cei din public și participă și susține echipa și sâmbătă la ora 3 când e meciul. Mi-aș dori mult să fie sâmbătă în tribună, măcar suporterii ca număr câți au fost la meciul cu UTA. Este un joc greu, cu o echipă bine organizată. I-am și urmărit puțin. Mâine vom face și analiza tactică a echipei adverse. Okay. Îi vom analiza. Dar mai mult mi-e frică de oarecum starea de oboseală pe care o acuză unii jucători. Și în general noi la Suceava, la Foresta, în ultimii ani când am jucat un meci de cupă important cu o echipă de Liga 1, tot timpul am avut, după acel joc de cupă, am avut așa o cădere din punct de vedere al jocului și al rezultatelor, ceea ce n-a fost ok. Mi-e frică de lucrul ăsta și credeți-mă, lucrez mult la psihicul jucătorilor
și la faptul, să-i fac să înțeleagă că recuperarea în aceste zile până sâmbătă este foarte importantă, alimentația, de asemenea somnul, pentru că noi la Liga 3 nu dispunem noi de foarte multe procedee moderne de recuperare, încât suntem Liga 3 și atunci încercăm să ne adaptăm la ceea ce avem, dar în condițiile astea cea mai bună recuperare este somnul. Poate că îi încurajează pe sportivi. Declarația de la finalul meciului a antrenorului UTE Arad, Marin Duna, care a spus miercuri seară, după ce a văzut meciul pe terenul Forestei, crede că Foresta poate să încerce să promoveze încă din acest sezon. Și poate că îi încurajează declarația antrenorului echipei cu care a jucat miercuri să se mobilizeze, da, și pentru meciul de sâmbătă, să, nu știu, să nu-ți confirme temerea aceasta că după un meci cu o echipă de Liga 1, de obicei Foresta cade câteva etape. Sper să nu se întâmple așa. Încă de când am venit la echipă, avem o echipă tânără. În afară de Căinari, 34 net by vreo 30. Și totuși jucători de bază. Jucători de bază. În rest avem jucători de la 22 de ani în jos. În jos? În jos. 22, 21, 20, 19, 18, 17 și 16 ani. Le-am spus că vrem să construim la Suceava și vrem să implementăm o altă mentalitate. Le-am spus că anul ăsta nu au niciun fel de presiune vis-a-vis de promovare, vis-a-vis de... Nu. Da, nu, vrem, nu ți-ai asumat și nu ți-ai impus niciun... Știu că lumea dorește. Eu îmi doresc mai mult decât toți ca echipa asta să promoveze, vă spun sincer. Dar vreau să o luăm pas cu pas, vreau să luăm fiecare meci în parte, să încercăm să scoatem maximul din fiecare meci, câteodată se poate să luăm 3 puncte, câteodată luăm un punct, se va întâmpla să mai și pierdem, pentru că este fotbal, deși mi-aș dori să nu facem treaba asta, să nu se întâmple, dar este fotbal și e o echipă tânără și încercăm să învățăm din fiecare joc. Dacă ne duce valul și dacă rezultatele sunt ok și jocul este bun și suntem acolo în play-off, ajungem la baraj, cu siguranță nu ne dăm la o parte, din fața nimănui. Ne vom lupta cum suntem noi, tineri, cu armele noastre și vom încerca să punem probleme oricărei echipe. Așa cum putem noi. Dar un lucru să fie sigur, că ne dăm la o parte din fața nimănui și încercăm să scoatem maximum din fiecare joc. Mulțumesc, Dorin. Mulțumesc și eu. Și o să transmit o dată felicitări. Mulțumesc. Și succes pe mai departe. Să vă urmărim și sâmbătă. Cine știe, poate într-un număr cât mai mare, chiar de pe stadion, să facem galerie acolo Forestei. Foresta joacă sâmbătă, spuneam, de la ora 15 pe aren cu CSM Bacău. A fost Dorin Goian.